Habibi, hai să-ți prezint un desert românesc. Ce Dubai când avem România! Haideți să vă arăt cum preparați aceste găluște din griș sub formă de desert. Într-o farfurie am pus 2 ouă, 3 linguri de zahăr, peste care am pus niște suc de portocală, cam 2 linguri, am pus niște coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie, apoi am început să adaug pentru fiecare ou cam 5 linguri de griș. Vom pune și o lingură de ulei, amestecăm totul bine și lăsăm compoziția deoparte cam 15 minute. Aș vrea să știu dacă voi ați încercat până acum găluște din griș sub formă de desert. Aștept comentariile voastre. Pentru a fierbe găluștele, am preparat această compoziție, să-i zicem așa, în oală. Am pus niște apă, lapte, coajă de portocală, coajă de lămâie, 2 linguri de zahăr, puțină sare și am lăsat totul la fiert. O să avem nevoie și de 400 de grame de prune pe care le-am curățat bine de sâmburi, le-am spălat, apoi le-am pus într-o tigaie unde am adăugat 4 linguri de zahăr, 40 de grame de unt, scorțișoară. Am amestecat bine și am pus totul pe foc. Trebuie să lăsați oala pe foc cam 10 minute. Între timp o să ne ocupăm de găluștele din griș. Am început să le dau forma, am folosit o lingură pe care am ținut-o puțin în apă rece. Am lăsat găluștele la fier cam 15-20 de minute. Trebuie să verificați. Între timp, peste prune, am pus și niște alcool. L-am mai lăsat cam 10 minute, după care am adăugat găluștele. Am pus din nou oala pe foc, cam 4-5 minute, și am adăugat 2 linguri de smântână grasă. Mai puteți pune și niște nucă acum sau la final și după cum vedeți, acesta este desertul nostru din România. După cum am zis, nu ai nevoie de Dubai, așa că încearcă deserturile românești. Nu uita să distribui postarea cu prietenii tăi. Îți mulțumesc!